Captură importantă a polițiștilor de frontieră. Sâmbătă dimineață, în jurul orei 5, în Vama Siret, s-a prezentat pentru a intra în țară un cetățean ucrainean aflat la volanul unui automarfar încărcat cu mobilă. În baza unei analize de risc, polițiștii de frontieră împreună cu lucrătorii vamali au efectuat un control asupra camionului și remorcii. Autoritățile au constatat că autovehiculul avea o podea dublă, în care erau ascunse țigări de contrabandă. În ascunzător au fost găsite 26.770 de pachete de țigări fabricate în Ucraina. Țigările în valoare de peste 50.000 de euro au fost confiscate, iar camionul și remorca, cu o valoare estimată de aproape 15.000 de lei, au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor. Cetățeanul ucrainean în vârstă de 50 de ani este acum cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Sâmbătă, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar duminică a fost prezentat magistraților de la judecătoria Rădăuți, care au emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.